E tânără, ambițioasă, e perseverentă, talentată și împătimită de arta cuvântului. Sunt doar câteva determinative ce le atribuim Svetlanei Iurcu, cea care ne provoacă la meditație prin volumul de proză Șoapte. Atât de mult am ținut să vorbesc despre cartea ei de debut, încât nu mi-am dat seama că discutam despre sufletul ei așezat cu grijă filă de filă. Când am scris era seara. Și am început să scriu și adică tot scriam și nu mai terminam. Și nu știam să mă gândesc ceea ce vreau să scriu. Venea de la sine. Redam ceea ce simt, ceea ce trebuia să spun cuiva și nu puteam. Scriu mai mult cu sufletul decât cu rațiunea. Proza ei abordează tema unei mărturii neprefăcute, iar ideea este dorința autoarei de a lăsa deschisă cartea pentru alte suflete ce doresc să capete vigoare. Am găsit-o plină de satisfacție, dar și de neliniște, dornică de a cunoaște, dar și nesăturată de un dor ce macină ființa. O să încep un mic eseu, este o parte din el, la care țin foarte mult și de la care a început totul. Afară este înnorat, nu se aude niciun sunet, tot satul e pustiu, parcă nu ar mai exista nimeni pe fața pământului. Ploaia așteaptă să cadă peste noi, să simțim îngâierea ei rece. Ce poate să aducă un timp atât de trist ca acestora? Unora, bucuria unei posibile odihni, alții înțeleg bucuria pământului. Mie ce mi-aduce? Mi-aduce sentimente care mă chinuie, care îmi provoacă atâta durere, că cele îmi amintesc în acest moment de făptura pe care am văzut-o, de cum am deschis ochii și de la care am supt laptele dulce. Făptura care m-a iubit și care se mândrește cu mine, chiar dacă mai aveam și câte o notă mai slabă și mă băteam cu băieții. Era totdeauna lângă mine și mă încuraja și îmi spunea cât de mult mă iubește. Mereu se străduia să ne ofere tot ceea ce aveam nevoie și cât de greu este să auzi că toți copiii vorbesc despre mama cu atâta iubire, iar tu să știi că mama ta nu mai este, că ea nu va mai fi nici la cele mai importante momente ale vieții tale. Cartea ei este o lacrimă scursă printre rânduri, o contopire totală cu cea care nu mai este, mama. Mama mea a fost o femeie foarte frumoasă și știu că era sărătoare la nevoie. Și întotdeauna era așa, bărbătoasă. Și chiar când se simțea foarte rău din cauza bolii, niciodată nu arăta aceasta. Spunea că totul este bine și trăia pentru noi. Ea este mereu cu mine și adică tot ceea ce fac se datorează ei. Adică fac pentru memoria ei, pentru ca ea să se mândrească cu mine. Am scris despre mamă, cum mă simt fără ea, aceste sentimente care de mult timp stau în sufletul meu și de fiecare dată când îmi amintesc de ea, tot mă frământă. E atât de sensibilă încât ar avea nevoie de un număr sigur pe acest drum al literaturii, dar totodată e și temerară, oferând susținere celor mai plini de nevoi. Soarta i-a încercat rezistența, lăsându-i pe umeri o povară scumpă, cea de a-și educa surorile mai mici. Cred că nimic nu poate umple acest gol, dar totuși timpul trece. Trebuie să mergem înainte și să putem trăi cu aceasta. Am două surioare, cea mijlocie o cheamă Mariana, iar cea mică are 10 ani și o cheamă Mihaela. Sunt ambele năzbătioase, dar întotdeauna mă susțin, le iubesc și ele mă iubesc foarte mult. Fiecare dintre noi, dacă vă dăruie o picătură de fericire, se va forma un ocean, un ocean al fericirii. Și adică voi dăruie și eu picăturile mele de fericire celor care au nevoie. Șoaptele sunt o revărsare firească a sentimentelor sacre, născute în inima ei față de baștină, colegi, prieteni, dublată de dorința de a spune cu voce tare ceea ce o frământă, o bucură, dar și o doare. Cred că o să mai scriu. Următoarea carte va fi un roman sau o prietenie motivațională. Ceva care să inspire, de la care cineva să poată să iei ceva bun. Aș dori să mă întâlnesc cu Nicolae Davija și îmi place foarte mult romanul Tema pentru acasă. Este chiar unul din romanele mele preferate.
Apariția unei cărți reprezintă o mare izbândă personală și un adevărat eveniment literar. Svetlana nu se oprește, continuă drumul geruit de insomnia scrisului.